ascultăm, Corina. Bun găsit, Cătălina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Suntem chiar aici, la fabrica unde cei doi paznici lucrau, undeva în spatele meu. În urmă cu scurt timp au plecat de aici polițiștii, criminaliștii, dar și procurorul de caz, după ore întregi în care au strâns probe, au luat amprente și au vorbit cu cei de aici. Și am vorbit și noi ceva mai devreme cu familia unuia dintre bărbați, care spunea că ei au fost cei care au dat alarma. De altfel, fiica unuia dintre bărbați ne spunea că azi dimineață trebuia să ajungă acasă, nu i-a răspuns nici la telefon, s-a îngrijorat și a sunat aici la fabrică să-i alerteze pe colegii lui, care au plecat să-l caute și așa i-ar fi găsit pe cei doi undeva la subsolul acestei fabrici, iar potrivit unor surse ar fi fost înfășurați în folii de plastic. Imediat s-a dat alarma, au fost găsiți undeva în jurul orei 10 fără un sfert dimineața, iar de atunci au fost aici polițiști, jandarmi și criminaliști care, vă spuneau, au plecat în urmă cu scurt timp. Însă ancheta nu se termină aici, pentru că urmează ore întregi de audieri la omoruri, și asta pentru că colegii paznicilor vor trebui să spună tot ceea ce știu pentru a vedea ce s-a întâmplat aici. Deocamdată vorbim despre un dosar penal pentru moarte suspectă. Cei doi bărbați aveau 52, respectiv 65 de ani, iar cel din urmă se pare că muncea la această firmă de pază de 4 ani de zile. Am vorbit ceva mai devreme, sau cel puțin am încercat să vorbim și cu patronul celor doi, care este și el aici la fabrică, însă a refuzat să facă orice fel de comentariu cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Corina Matlinski, îți mulțumesc pentru aceste